acest episod o să vorbim despre Cambodgia. Și în caz că te întrebi, bă, care e corect? Cambodgia? Trebuie să știi că tehnic niciuna dintre cele mai de sus nu este varianta corectă. Și asta pentru că țara se numește de fapt Prea, Regina Chak, Kampuchea. Astfel, tehnic ar trebui să-i spunem Kampuchea, nu știu de ce am ajuns de la Kampuchea la Cambodgia sau Cambodia și mai rău străinii, și înseamnă Regatul Cambodgia în românește. Aceasta este o țară în sud-estul Asiei, este o monarhie constituțională care are un prim-ministru, Hun Sen, din 1998 până astăzi, cel mai longeviv lider în afara membrilor familiei monarhale. Iar Norodom Sihamoni, născut în 54, este regele țării. Acesta a devenit rege pe 14 octombrie 2004, când taică-su a abdicat în favoarea lui. Și mai departe o să vedem o grămadă de lucruri fascinante despre Kampuchea. Pentru început, religia oficială este Theravada, cam așa se pronunță, budismul Theravada. Acesta mai este practicat în Laos, Thailanda, Burma și Sri Lanka, cu o pondere mare, în această țară unde la 95% din populație o practică. În ziua de astăzi există peste 100 de milioane de budiști Theravada și este cea mai veche variantă canonică a budismului. Veche este și țara, se estimează că are măcar 4.000 de ani și cu tehnologia de scanare a pământului din avion prin laser s-a descoperit că sub pădurile tropicale din Kampuchea există orașe care au între 1.000 și 1.500 de ani vechime, acoperite de pădure. Unele orașe sunt atât de mari cât capitala de astăzi a Kampucheei, Phnom Penh, și chiar și sub muntele Kulen, aproape, se află un oraș ascuns. Din 1979, din timpul războiului, s-au pus multe mine, încă jumătate dintre ele nu sunt strânse, se strâng în fiecare zi, însă avem aproximativ 70.000 de oameni cu amputări din cauza acestora, cea mai mare populație de amputați din lume trăiește în Kampuchea astfel. Până în 1953, țara era protectorat. Un protectorat este o țară care este oarecum independentă, dar este sub aripa unei alte țări. Totuși, guvernul este condus de acea țară, în acest caz este Franța. Până în anii 60, exista o fabrică de Pepsi în țară. Din păcate, 75, sub regimul Khmer Rouge, aceasta a fost închisă și distrusă. Regimul Khmer Rouge nu a fost cel mai bun din lume. Genocidul era la ordinea zilei. Omorau oameni pe baza religiei, etnicității sau după statut social, opinii diferite față de cei care făceau parte din regim. Nu a durat mult decât între 75 și 79, s-a terminat când Vietnam a invadat Kampuchea, însă în acest timp a reușit să omoare până la 3 milioane de oameni din propriul său popor. Corpurile celor omorâți au fost puse în câmpuri de omorât, așa se numeau, și această țară a venit cu prima peșteră pentru omorât. Aici majoritatea oaselor aparțin femeilor și copiilor, oamenilor de știință și medicilor. Ca lucrurile să fie și mai distractive, în timpul războiului cu Vietnam, dintre America și Vietnam, între 63 și 73, americanii au bombardat și Kampuchea, ca să fie sigur că nu scapă vreun vietnamez. Dar să lăsăm aceste lucruri la o parte. În țară există o clinică pentru orbi, nu pentru a-i face să se vindece, ci pentru a le oferi un loc de muncă. Aici este, de fapt, un salon de masaj, unde oamenii sunt masați de către nevăzători, ca să-și câștige existența. De asemenea, pe zidurile unui templu Thap Rom există desenul unui dinozaur. Astfel, dacă acel desen este real, estimându-se faptul că cineva trebuie să fi fost prin preajmă ca să-l vadă, și acel desen ar demonstra că dinozaurii au trăit mult mai aproape decât se estimează, nu milioane de ani, ci cât au fost și oamenii. Totuși, veridicitatea desenului este contestată pentru că dă cifrele peste cap. În momentul de față, economia din Kampuchea crește cel mai bine din țările asiatici sau printre cele mai bine, de la an la an cu măcar 5%, vis-a-vis de Kampuchea, că vedeți că toți pronunță așa, în estul lumii așa se pronunță și este mult mai simplu decât Cambodgia, așa că o să merg pe varianta lor. Iar steagul țării este al doilea steag din lume, pe lângă al Afganistanului, care conține și o clădire. Pentru a reuși să fie o economie în dezvoltare atât de rapidă, trebuie mai întâi să fie o economie slabă, astfel că este economia care are cel mai mult de prins din urmă. Totuși, este o țară iubită, sunt milioane de vizitatori anual, undeva la 6 milioane de străini vizitează țara și aduc venituri țării în valoare de cel puțin 3 miliarde de euro. Turismul fiind un element care ajută economia mult în țară. Aici, primul lucru care se crede că a fost crescut vreodată, în urmă cu cel puțin 3.000 de ani, se estimează că a fost orezul. Norodom Sihamoni, regele din ziua de astăzi, nu are copii, astfel nu are nici succesor pentru tron. Tonle Sap, care înseamnă Marele Lac, are aproape 2600 de kilometri pătrați, de unde și faptul că este Marele Lac, asta în sezonul uscat. Când vine sezonul ploios, crește de 10 ori, până la aproape 25.000 de kilometri pătrați. Acest lucru se întâmplă în ceea ce este numit inima Kampucheei, este o inundație ieșită din comun în lume, dar este și cea care ajută creșterea de
orez și oamenii sunt pregătiți să așteaptă la această inundație anuală. Inundația ajută la creșterea de orez, însă lacul în sine este sărat și este cel mai mare lac sărat din sud-estul Asiei. Totuși, creșterea economiei și a fermieritului nu este cel mai bun lucru. Vândutul de copaci nu e cel mai bun, pentru că în fiecare an țara pierde 14% din copacii pe care avea cu un an mai devreme. Are cea mai mare rată din lume, depășită doar de Vietnam și Nigeria în ultimii 20 de ani. Motivul principal pentru tăiere este câștigul economic de pe urma lemnului de către traficanți în mare parte. Hussein, când a ajuns la puterea țării, era cel mai tânăr prim-ministru din lume. Avea doar 32 de ani jumate. Prim-ministru și șef de stat. El spune că își va menține această poziție până la vârsta de 74 de ani, când va renunța de bunăvoie la ea. Din păcate, a reușit să-și mențină acest loc de muncă atât de mult prin violență, opresiune, intimidarea, dar la o parte a posibilor oponenți. Oamenilor le teamă în principiu să candideze împotriva lui. De exemplu, este citat spunând vorbele de suflet: în caz că se gândește cineva să protesteze împotriva mea, trebuie să știe că o să o bat ca pe câini și o să o arunc în cuști. Iar el nu-și conduce cel mai bine țara din lume, și asta pentru că în medie oamenii câștigă, omul de rând câștigă undeva la 5-6 lei pe zi. Din asta trebuie să trăiască. Asta în ciuda investițiilor din Marea Britanie și Europa, cu o pondere mare din China. Am vorbit de Khmer Rouge. Acesta este o organizație comunistă de gherilă. Din anii 60 până în 70 s-a opus regimului campucian, a reușit în 75 să preia controlul. A fost vinovat de războiul civil din anii 70, distrugerea economiei, și doar în 77 s-a descoperit că era de fapt un partid comunist în spatele acestei mișcări de gherilă, Partidul Comunist din Kampuchea. Iar liderul partidului, Saloth Sar, sau sub numele după care este cunoscut mai popular, Pol Pot, a fost liderul din 1963 și este unul dintre cei mai mari criminali de război și în afara războiului din lume. Scopul acestui partid politic era de stabilirea unui stat agrar, socialist, în care toată lumea se ajută. Și dacă oamenii nu vor să se ajute, o să-i omorâm. Economia trebuia să fie agrară, nu trebuia să existe clase sociale, diferențe în plată, libertate, proprietate, nimic. Viața omului nu avea nicio valoare, milioane de oameni au murit între 75 și 79, plus milioanele dinainte. La scurt timp după ce a preluat controlul țării, a omorât zeci de mii de soldați și angajați guvernamentali din regim. În ciuda faptului că a colaborat cu Vietnam până în 72, ajutat de americanii, a bombardat 300.000 de campucieni și vietnamezi la oaltă, astfel convingând o mare parte din restul oamenilor să se alăture regimului Khmer. Este considerat una dintre cele mai brutale conduceri de țară din istoria lumii. De exemplu, există faimoasă pușcărie S-21. În această închisoare au fost torturați, investigați, interogați 14.000 de oameni. Între aceștia, la finalul pușcăriei, au reușit să supraviețuiască doar 12 oameni. În timpul regimului, pentru că era agrar, oameni care nu pusese rămână vreodată pe o greblă, au fost forțați dintr-o dată să producă pe hectar 3 tone de orez. Toți erau puși să lucreze zi lumină, fără condiții de odihnă potrivite sau mâncare sau igienă. Acesta este în principiu ADH din Asia. Totuși, în țară avem cel mai mare monument din lume. Are 162 de hectare atât ocupă. Se numește Angkor Wat și este un monument religios, iar Angkor Wat înseamnă orașul templelor sau orașul templului. Templul a fost construit în secolul al XII-lea ca și templul hindus, însă a fost convertit de-a lungul timpului în templu budist. Iar Antonio de Magdalena, primul călugăr turist european, a spus că a fost atât de impresionat de templu, atât de frumos, magnific, încât este de nedescris pe hârtie. Astfel, e de înțeles de ce templul aduce câștiguri de aproape 100 de milioane de dolari economiei țării și este vizitat de cel puțin 3 milioane de oameni anual. Templul este văzut ca unul funerar, pentru că, în general, templele ar trebui să fie cu fața înspre est. Înspre vest îl pui dacă vrei să simbolizeze moartea, înspre est viața. Nu se știe exact dacă acesta a fost motivul, dar așa se presupune. Iar zona Sambor Preikhook a templului a apărut în filmul Tomb Raider, se restaurează de multă vreme, doar 30% totuși din venituri sunt redirecționate înspre restaurare, în rest, mare parte din bani sunt din investiții străine. Iar când Tomb Raider a fost filmat acolo, au plătit undeva la 10.000 de dolari pe zi, n-au stat mult, au stat doar 7 zile pentru a filma în templu. Cambodia nu este o țară mult mai mică decât România, are 181 de milioane de kilometri pătrați, o populație de 16 milioane aproximativ, iar steagul, pe lângă minunatul templu de pe ea, are două culori, două benzi, albastru și roșu. Albastru simbolizează regalitatea, familia regală, roșu reprezintă omul de rând, populația, iar alb, mai ales că este și templul,
reprezintă, desigur, religia. Iar emblema templului mai are și simbolistica universului. Trebuie să știți că în țară sunt foarte populare scuterele, astfel vei găsi aproape un scuter pe cap de locuitor. Și sunt ieftine dacă vrei să-ți cumperi unul. În Cambodia se plănuiește deschiderea unui restaurant McDonald's, e posibil să se deschidă între timp, de când am făcut eu clipul până când îl vedeți voi, însă există deja un KFC, care este singurul KFC din lume, din cauza prețurilor mici pe care trebuie să le practice, care nu este profitabil. Mulți campucieni nici măcar nu-și sărbătoresc ziua de naștere, pentru că mulți au născut în vremuri de război și nici măcar nu știu care este data nașterii lor. Majoritatea populației este extrem de tânără, sub 20 de ani. Acele încă 4 milioane de mine care sunt nedescoperite nu ajută cu nimic. Și în caz că se declanșează vreuna, trebuie să știți că înmormântările sunt extrem de scumpe în Campucia. Se estimează un cost de 7-8 mii de euro, pentru că durează aproape 50 de zile toată procesiunea funerară. Dacă vreți să recomand episodul cu cele mai ciudate practici de înmormântare din lume, îl găsiți pe canal. Aici, în primele 7 zile de când moare omul, corpul este lăsat la vedere. Asta a fost tot despre Campucia, Cambodia, Cambogia, ce nume preferați voi. Campucia mi se pare mult mai ușor de pronunțat decât Cambogia. Nu vă mai țin, spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați fost în țară vreodată, în vizită. Puțini oameni au fost în țările pe care le prezint sau puțin lasă un mesaj cu privire la aceasta și o recenzie. Eu aș vrea cu siguranță să vizitez, măcar pentru temple, dar și în general pentru că orice s-ar discutat aș vrea să văd. Nu vă mai țin, vă mulțumesc mult pentru share, like și abonare. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere!